Făgărășenii pot pleca la muncă în străinătate. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov aduce la cunoștința persoanelor interesate oferta de locuri de muncă vacante pentru 1465 de posturi prin rețeaua EURES. Făgărășenii și nu numai pot pleca în Austria, Bulgaria, Croația, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Spania și multe alte țări. Ei pot lucra ca sudor, șofer, camion, ospătar, bucătar și nu numai. Amintim faptul că muncitorii calificați în construcții pot obține contracte de muncă în Israel prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Angajarea se face în baza protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcțiilor în statul Israel. Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 de luni. Salariul lunar minim brut estimat este de 1540 de dolari americani. Informații legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitate de recrutare, cheltuieli ocazionale de procesul de recrutare, condiții de muncă și de viață se găsesc pe pagina web a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, www.anofm.ro.